Gazdele au deschis scorul în minutul 28, când Piscanu a centrat în careu, iar Dâlbea a deviat mingea cu capul în plasă. Irimia s-a remarcat în minutul 40, când l-a blocat pe aceleași Dâlbea. Vâlcenii au continuat șarvele ofensive și în partea secundă, fără a mai marca. O puteau face elevii lui Zsolt Muznai prin Leucuța în minutul 73, șutul său fiind parat de portarul gazdelor. Și noi suntem puțin limitați. Jucăm a treilea meci în 8 zile. Nici în cariera mea de fotbalist, în Champions League n-am jucat. Să nu mai iau Liga a doua, să joace 3 meciuri în 8 zile. Și să mai adaug și 3.000 de kilometri. Da? Deci, practic, performanța stă pe undeva ascunsă. Încercăm să refacem. Acum mergem, sâmbătă iară jucăm, nu după drum. Ce putem face? Să ne refacem, să fim cât mai proaspeți pentru meciul de la Pâncota cu Clujul. Felicit echipa gazdă pentru puncte. O să felicit și pentru jocul din prima repriză, eventual în primele 20-30 de minute. E clar că se acumulase frustrare după ultimele rezultate, dar am avut încredere foarte mare în ce lucrăm. Am foarte mare încredere în grupul de jucători pe care l-am aici. Știu că nu sunt jucători de jucători ai unei echipe care să retrogradeze în niciun caz. Se puse chiar și un pic de presiune, dar eu zic că e o presiune artificială creată anormal, pentru că v-am spus felul în care au arătat jocurile în care am pierdut practic puncte, mie cel puțin îmi dădeau încredere că putem scoate rezultate și vom reuși să terminăm în primele locuri din play-out. CSM Râmnicu Vâlcea ocupă primul loc în play-out-ul Ligii Secunde de Fotbal, urmată de Olimpia Satu Mare.